Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi începe un proiect nou. Eu trebuie să lucrez pentru un copilaș, un mic cardigan, pe care am decis să-l lucrez din două hexagoane. În felul acesta voi explica și pentru dumneavoastră modul în care se poate realiza. Pentru proiectul meu voi folosi acest fir, gomitul, nu are o altă denumire, este un fir acrilic la care voi adăuga un pic de alb din gama firilor Bravo de la Schachenmayer și voi folosi croșetul cu numărul 3. Pe măsură ce vom lucra, eu voi explica pas cu pas tot ceea ce realizez. Vom pleca cu 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide în cerc în corespondența primului ochi de lanț, deci vom închide cu fir alunecat, după care voi porni 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul de croșet. Voi intra prin interiorul cercului format și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, firul de croșet, voi lucra cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, după care voi continua lucrând din nou o serie de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, voi continua cu 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, voi face o altă serie de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț și voi continua în felul acesta lucrând în interiorul cercului. 6 grupe de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Am lucrat cele 6 grupe de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Acum voi face ultimele 3 ochiuri de lanț și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care, cu fir alunecat, voi ajunge în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț a primului spațiu, iar în interiorul acestuia voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, voi continua cu 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 2 și 3, un ochi de lanț de separare, după care voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț, cel de-al doilea, cel de-al treilea ochi de lanț, voi intra în interiorul aceluiași spațiu și voi forma cel de-al doilea grup de câte 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare, după care voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra în același mod 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu, iar între aceste
spații voi face ochiul de lanț de separare. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ochiul de lanț de separare dintre aceste grupe de piciorușe duble, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și din nou cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. În aceste trei ochiuri de lanț voi lucra din nou. Cele trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu. Voi continua cu cele două piciorușe duble pentru a forma grupul de trei. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat din nou de trei ochiuri de lanț, trei piciorușe duble, scuzați. 1, 2, 3. Un ochi de lanț de separare și, pentru a continua, în corespondența acestui spațiu, unde am lucrat doar ochiul de lanț singur, voi lucra trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Un ochi de lanț de separare și, în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi lucra din nou seria de trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, urmat de alte trei piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare, cele trei piciorușe duble în corespondența ochiului de lanț, 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare și vom intra în corespondența celor trei ochiuri de lanț lucrând în acest mod. Deci acest rând, pentru acest rând vom continua cu piciorușele duble separate de cele trei ochiuri de lanț, în plus în corespondența ochiului de lanț vom face o altă serie de doar trei piciorușe duble. În felul acesta noi vom forma înmulțirile și vom lărgi lucrul nostru. Partea frumoasă a acestui model este că în felul acesta putem realiza un cardigan pentru toate mărimile, chiar și pentru adulți. Modalitatea de lucru este aceeași. Deci vom continua singure până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi face ochiul de lanț de separare și voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. Ceea ce obținem, vreau să vă arăt, este această steluță, să o numim, care are 6 colțuri, 2, 3, 4, 5, 6. Noi vom continua lucrând în corespondența fiecărui colț seria de 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble. Între aceste colțuri, după cum ați observat, am lucrat deja primul grup de 3 piciorușe duble separate de câte un ochi de lanț. Deci, între colțuri, în corespondența ochiului de lanț, noi vom lucra câte trei piciorușe duble. Și, bineînțeles, pe măsură ce lucrăm, fiecare latură va deveni din ce în ce mai largă. Haideți să continuăm acest rând. Voi face cele trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu. Voi continua cu următoarele două piciorușe duble. Partea frumoasă este că nici nu trebuie să numărăm în continuu
cum se obișnuiește în momentul în care facem acest tip de lucrări. Deci am lucrat trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, continuăm cu trei piciorușe duble și astfel am format primul colț al hexagonului. Vom face ochiul de lanț de separare, iar acum, în corespondența primului ochi de lanț de separare dintre grupe, voi face trei piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, voi continua cu trei piciorușe duble în corespondența spațiului format din următorul ochi de lanț, 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare și voi face colțul hexagonului. Trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, fiecare colțișor va fi lucrat în același mod, nu vom schimba nimic la el. 1, 2, 3. Acum voi face ochiul de lanț de separare în corespondența celor două ochiuri de lanț care urmează, voi face câte trei piciorușe duble. 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare și voi continua cu următoarele trei. Deci, în practică, acesta este modul de a înmulți. Pe măsură ce vom înainta în lucru, vom realiza rândurile, vom avea din ce în ce mai multe grupe de câte trei piciorușe duble singure și astfel vom lărgi lucrarea noastră. Noi vom continua singure și ne vom reîntâlni. În modul în care v-am explicat, eu am lucrat deja 7 rânduri. După cum vedeți, din ce în ce mai mult, lucrarea noastră s-a lărgit. Forma este aceasta. Vă veți întreba în ce mod vom face cardiganul. În momentul în care vom ajunge la mărimea dorită de noi, în funcție de numărul pentru care vom lucra, de etatea copilului, vom pune în felul acesta lucrarea și, uitați-vă, vom avea mânecuța, iar partea aceasta va forma partea care îmbracă bustul copilașului. Pe măsură ce noi lucrăm, bineînțeles, mânecuța se va lungi, această parte se va lungi și se va lărgi, formând două astfel de hexagoane, unindu-le între ele, noi vom realiza cardiganul nostru. Deci, practica este foarte simplă, foarte ușoară. Așa cum vă spuneam, eu am lucrat 7 rânduri. În afara rândului de început am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri. Copilașul meu fiind foarte, foarte mic, va fi nevoie ca acum doar pe o singură latură să efectuez scăderi. Și în ce mod le voi efectua? Voi lucra colțul în modul deja știut de dumneavoastră, așa cum v-am spus, colțurile vor rămâne intacte, vor fi lucrate în aceeași modalitate. Deci trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț urmat de trei piciorușe duble. Unul, cel de-al doilea și cel de-al treilea picioruș dublu. Ochiul de lanț de separare dintre care îl facem între grupele de câte trei piciorușe duble. Acum, în primul spațiu, doar în primul și în ultimul, noi vom face doar două piciorușe duble, două piciorușe duble,
ochiul de lanț de separare, iar apoi vom continua în mod normal cu trei piciorușe duble. Acest lucru se va întâmpla doar pe o latură a hexagonului. Voi face ochiul de lanț de separare și voi continua cu câte trei piciorușe duble până voi ajunge în corespondența ultimului spațiu. De ce doar pe o singură latura hexagonului? Pentru că aceasta va fi cea care va forma mânecuța. În rest, vom lucra totul normal, cum am lucrat până acum. Deci voi continua câte trei piciorușe duble, separate de ochiul de lanț. În felul acesta, așa cum vă spuneam, vom forma scăderea pentru mânecuță și voi continua. Trei piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, în ultimul spațiu voi face doar două piciorușe duble. Deci aceasta se întâmplă la începutul și la sfârșitul acestui rând, doar pe această latură. În continuare vom lucra în mod normal . În felul acesta se prezintă. Restul vom lucra în mod normal cu câte trei piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu format din ochiul de lanț. Iar noi ne vom reîntâlni când vom ajunge din nou la rândul unde trebuie să facem scăderea. Am ajuns la sfârșitul acestui rând. Voi continua rândul în modul în care deja am învățat, voi forma colțișorul din cele trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, trei piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare și voi continua cu scăderile. În modul în care vom scădea pe măsură ce lucrăm, va deveni din ce în ce mai strâmtă această latură care, așa cum vă spuneam, formează mânecuța. Și voi lua firul, voi face primul, am făcut deja ochiul de lanț de separare, voi lua firul pe croșet, voi intra în primul spațiu și voi face două piciorușe duble. Uitați, în rândul anterior am făcut doar câte un grup de o parte și de cealaltă, de două piciorușe duble. Acum vom face două grupe, deci două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare. În următorul spațiu voi face din nou două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare și voi continua cu câte trei piciorușe duble până în corespondența ultimelor două spații de separare. Deci voi face piciorușe duble, 3 la număr, 3, ochiul de lanț de separare, voi continua cu 3 piciorușe duble, 1, 2, și cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare, trei piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare, trei piciorușe duble, 1, 2, ochiul de lanț de separare, iar acum în ultimele două spații voi face doar câte două piciorușe duble, 1, 2, ochiul de lanț de separare, două piciorușe duble,
1, 2, ochiul de lanț de separare, iar colțul îl voi lucra în mod normal. 3, piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble, 1, 2, ochiul de lanț de separare. Deci, ca să recapitulăm, doar pe acest lat și este primul lat după ce, din momentul în care începem un nou rând, ca să nu ne încurcăm, la început am avut de o parte și de cealaltă doar câte un grup de două piciorușe duble. Pe rândul următor am două grupe de câte două piciorușe duble, iar cele patru sunt de câte trei. Următorul rând vom avea trei grupe, una, două, trei grupe de câte două piciorușe duble, iar următoarele trei vor fi câte trei piciorușe duble. Următorul vor fi patru grupe de o parte și de cealaltă. Deci vom lucra în felul acesta până când vom ajunge doar la rândul întreg de câte două piciorușe duble. Restul laturilor le vom lucra în mod normal cu câte trei piciorușe duble. Pe moment, pe măsură ce lucrăm, această parte care formează mânecuța va fi din ce în ce mai strâmtă aici înspre manșetă. Noi vom continua singure, eu la sfârșitul acestui rând voi face schimbul de culoare, voi pune culoarea albă. Ne vom reîntâlni în acel moment. Așa cum vă spuneam, ajuns la capătul acestui rând, deci voi închide rândul în mod obișnuit, cu fir alunecat, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci că nu vrea să alunece, voi continua să fac fir alunecat, voi scurta firul, capătul de fir apoi îl vom ascunde, voi închide rândul în mod obișnuit, bineînțeles, așa cum spuneam, capătul de fir îl vom ascunde și voi adăuga culoare albă în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi intra și voi continua să lucrez în mod normal. Acest capăt de fir îl voi duce cu mine și îl voi ascunde. Deci voi face cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui piciorușe dublu și voi continua cu cele, cu următoarele două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3 și următoarele 3 piciorușe duble pentru a forma colțul. 1, 2, 3 și acest capăt de fir apoi îl voi ascunde, iar acum fiind rândul în care efectuăm scăderile, vom continua cu scăderea noastră, ochiul de lanț de separare și voi continua să înmulțesc numărul grupelor de câte două piciorușe duble. În rândul anterior avem două grupe, acum vom forma trei grupe. Deci, primul grup de două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, cel de-al doilea grup de două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, cel de-al treilea grup de câte două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, iar acum, bineînțeles, vom fi atente, vom face grupurile de câte trei piciorușe, însă vom fi atente aici la capătul opus, 1, 2, 3, va trebui să facem 1, 2, 3 grupe de câte trei piciorușe duble, 1, 2, 3
ochiul de lanț de separare, din nou trei piciorușe duble, deci pe măsură ce înaintăm cu lucrul, la fiecare rând, grupurile de câte două piciorușe duble se vor înmulți atât pe o parte cât și pe cealaltă acestei laturi. Iar acum voi continua cu grupurile de câte două piciorușe duble. Voi avea una, două, trei grupe. Foarte. În caz că dumneavoastră nu înțelegeți ceva din ceea ce eu am explicat aici, vă rog să mi scrieți în comentarii, iar eu voi veni cu răspunsurile. Însă cred că este foarte ușor de realizat în acest mod. După ce am terminat cu scăderile, vom continua pe laturile, pe cele 5 laturi, să lucrăm în mod normal, obișnuit. Eu voi lucra două rânduri în culoarea albă, după care mă voi întoarce la culoarea inițială. Am continuat, așa cum știți, să lucrez în culoarea albă. Am făcut două rânduri în culoarea albă, am făcut schimbul de culoare din nou, am lucrat primul colțișor și pe măsură ce am lucrat și cu culoarea albă, am continuat cu scăderile în modul în care v-am arătat. Deci am lucrat câte două piciorușe duble în loc de trei, și înmulțind numărul grupurilor atât de o parte și de cealaltă, am ajuns în acest punct. Acum eu voi face primul grup de două piciorușe duble și de această dată nu voi mai face ochiul de lanț de separare, ci voi trece direct și voi lucra piciorușele duble. Nu uitați doar pe această latură a lucrării. Pentru că aici, așa cum am menționat de multe ori, vom face mânecuța și vom continua pe întregul rând să lucrăm doar piciorușe duble, fără ochiuri de separare între grupe. În momentul în care vom ajunge la sfârșitul rândului, lucrarea noastră va continua în mod normal, cum am lucrat până acum. Piciorușele duble vor fi în număr de 3, cu ochiul de lanț de separare între ele. Și veți vedea cât de rapid puteți realiza un cardigan în această metodă. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului, am făcut piciorușele duble în mod normal. Acum voi intra în spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi face în modul obișnuit trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare și voi continua pe întreg parcursul rândului în modul în care ați observat dumneavoastră, în care știți. Aceasta este mânecuța, după cum puteți vedea, pe măsură ce am lucrat a devenit din ce în ce mai strâmtă și continuăm rândul. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide rândul cu fir alunecat, așa cum deja v-ați obișnuit, după care eu voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Ceea ce am obținut este mărimea pentru un bebeluș care are vârsta cuprinsă între 3 și 6 luni. Deci aceasta va fi mâneca, iar aceasta va fi jumătatea bluziței. În același mod,
am lucrat și cea de-a doua jumătate. Ce ne rămâne de făcut în următorul tutorial este să unim aceste părți, să terminăm, deci să facem ultimul rând, să-i facem guleraș sau glugă, voi vedea pe măsură ce vom lucra. Însă, acum e ocupat și destul de ușori, v-am prezentat modul în care putem realiza acest cardigan. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult creșterea comunității, să distribuiți dacă doriți. În același timp doresc să vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salut, Tatiana!